Am luat legătura cu ITM-ul. Sunt suspendate până astăzi 4.100 de contracte pentru 4.100 de persoane, cu alte cuvinte. Să vedem ce mai primim până la sfârșitul lunii. Cei mai mulți dintre acești oameni vin din domenii închise în urma restricțiilor impuse, dar probleme mari au și firmele care și-au continuat activitatea. Este și cazul acestui antreprenor care are o mică afacere în domeniul auto. După ce are comenzi foarte puține, este obligat și să angajeze o firmă care să dezinfecteze autovehiculele pe care lucrează, ceea ce îl pune în mare dificultate. În urma ordonanței 8 putem să dăm drumul la activitate, dar după cum vedeți, clienții lipsesc sau nu apar. Se lasă așteptați. Asta și datorită faptului că nu poate să plece un om de acasă pentru, a-și repara un parbriz de care nu are nevoie urgentă acum. Și pentru acest antreprenor italian care are o mică afacere în România, criza a venit la pachet cu anularea mai multor comenzi. În momentul respectiv, noi ne-am amânat două contracte. Avem un contract mare cu o firmă din Italia, dar fiindcă avem nevoie de autorizație de la mediul din Italia, e totul blocat. Ne rugam și încet, încet reprinde tot activitatea. După am pierdut și un contract aici în țara la noi, în Drobeta Turnul Severin, destul de substanțios. Din păcate, lumea m-a răspuns că până când e COVID-ul nu vrea să facă niciun fel de investiție. Și veștile rele continuă, pentru că au apărut și disponibilizările colective. 200 de salariați își vor pierde serviciul imediat după încetarea stării de urgență. Am primit deja două notificări. Societatea Garnan Eurotrans România SRL, cu sediu în Timișoara, care are 689 de șoferi de autocamion. Am primit solicitare pentru notificare de concediere colectivă. Concediază din 689 de șoferi de autocamion, se reduc 159 de posturi, dintre care 46 sunt numai din județul Mehedinți. Concedierile încep cu data de 18 mai, deci după ce ieșim din această criză. Un alt angajator, Cotontex, care are sediu tot în Timișoara, dar are și punct de lucru aici în Turnul Severin, din 1021 de salariați care are în toate punctele de lucru, disponibilizează 272 de salariați. În Mehedinți, cel mai mare angajator este o firmă din domeniul fabricării pieselor auto, cu 4.000 de salariați, care încă lucrează, dar într-o formulă mult mai restrânsă.